Ca în fiecare an, sute de bolnavi rămân internați în spital în perioada sărbătorilor. La Spitalul Județean de Urgență Slatina, aproximativ 350 de pacienți vor face Paștele în spital. Angajații de la bucătăria unității medicale au stabilit deja lista cu meniurile care vor fi pregătite în funcție de regimul fiecăruia. Așa ca și preparate culinare pe care le vom regăsi în meniul sărbătorilor de Paște, nu vor lipsi, bineînțeles, ouăle roșii, cozonacul. Vor avea supe de perișoare, supe cu găluști, diverse supe de legume, o ciorbă țărănească, piureuri din legume, soteuri iar din legume, friptură de pui cu salată de varză, cartofi și ca desert, bineînțeles, cozonac și diverse compoturi din fructe. La Centrul de Îngrijire și Asistență din Slatina, meniul este mult mai bogat. Vârstnicii, care nu mai au pe nimeni și vor petrece sărbătorile aici, vor fi serviți cu sarmale, friptură, ouă roșii și cozonac. Le vom oferi beneficiarilor noștri o masă tradițională românească de Paște cu produse de calitate. Le vom oferi masa de prânz atât în prima zi de Paște, cât și a doua zi de Paște. Ciorbă, friptură la cuptor, cu cozonac, cu fructe, cu ouă roșii. Pe doamna Maria o găsim bucuroasă, își așteaptă rudele să o ia acasă de sărbători. Abia așteaptă să își strângă din nou în brațe copiii și nepoții. Sunt foarte bucuroasă că vin copiii și mă ia de sărbători acasă și de Crăciun am fost și acum am mai fost acum o săptămână pe la fată pe aici, dar acum mă duc la București la băiat. Și după aia mă întorc, dau și pe la fată pe la Comani, cea mai e la Comani acolo. Băieții, da, bândoi în București. Și mă duc să văd copiii, nepoțe și strănepoțe, ca și strănepoți. Și Ana Păun va fi de Paște alături de cei dragi. Spune că și la cămin se simte bine, dar atmosfera sărbătorilor de aici nu se compară cu cea din sânul familiei. Merg cu copiii la, într-o zonă apropiată, la Sprâncenaza, mai sigur. De fiecare dată vin de sărbători și vă iau acasă? Da, mai merg și în weekend-uri. De mese festive vor avea parte și copiii instituționalizați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. De asemenea, pentru ei vor fi organizate zilele acestea o serie de activități educative și distractive.